Asfaltarea străzii Retezatului din municipiul Lupeni, cât și a căilor de acces a fost finalizată. Valoarea acestei investiții a fost de 420.000 de lei, iar lucrările au fost finanțate din bugetul local. La solicitările, bineînțeles, ale oamenilor de aici. Ținem foarte mult la această zonă, fiindcă sunt gospodării aranjate, sunt oameni foarte bine, să spunem, organizați în ceea ce înseamnă această stradă. Și, să știți, ea a fost uitată de-a lungul timpului din proiectele care au fost implementate, deoarece dimensiunea străzii nu era una corespunzătoare astfel încât să se poată accesa fonduri europene pe această stradă. Și atunci am făcut în așa fel încât am luat lucrurile etapizat, cum este și normal. În prima fază am reușit să facem toate rigolele care sunt în stânga și în dreapta, fiindcă aici exista o problemă foarte mare din punct de vedere al apelor. Toate apele se adunau aici, tot, tot ceea ce înseamnă ape și erau aici inundații tot timpul deosebit de mari. Am reușit să le ducem pe niște canalizări care au plecat în oraș, care iasă efectiv în jiu de aici și este bine că am reușit să facem lucrul acesta și atunci ne-am gândit ce putem să facem în continuare am reușit să asfaltăm toată această stradă și nu numai atâta, să asfaltăm inclusiv aceste trei căi de acces pe care noi le avem în această zonă. Oamenii sunt foarte mulțumiți, lucrarea a ieșit foarte, foarte bine, suntem încântați de modul în care au lucrat constructorii, a lucrat proiectantul și, bineînțeles, nu ne-am făcut datoria de a plăti totul la zi. Urmează ca și alte străzi lăturalnice din municipiul Lupeni să fie asfaltate. Realizarea acestui obiectiv va fi posibilă fie prin accesarea fondurilor europene, fie prin finanțare de la bugetul local.